Șeful Direcției Generale Locativ Comunale și Amenajare, Petru Gontea, a anunțat că apartamentele au fost conectate la sistemul centralizat de încălzire și apeduct, au fost instalate uși, geamuri și grupuri sanitare. Avem o datorie de 1.800.000 de lei pentru lucrările care nu au fost prevăzute conform proiectului. La toți locatarii le s-au dat 2 săptămâni în urmă cheile la încăperi. Mulți dintre ei știu cum efectuează reparația cosmetică. Так выглядит квартира, которая сдана жильцам для проживания. В квартире подключена холодная горячая вода, тепло. На шестом этаже находится 28 квартир, которые из них 5 квартир делает уже ремонт. За качество я пока что не могу говорить, потому что этаж не сдан еще в эксплуатацию. Есть люди, которые недовольны, которые хотят еще. Lucrările de restaurare a celor 28 de locuințe au fost amânate de mai multe ori. În acest răstimp, apartamentele de la etajele inferioare au avut de suferit din cauza ploilor. Ne-o dat de sus pe jos. Și pe urmă ploile, nu au fost acoperișul. Ceva și-au făcut ei, dar nu au făcut tot ce și-au promis. Dar coridoarele așa și-au rămas cum au fost murdare, adică udate. Cum sunt suferi, dacă ta părere era acolo jos, adică mulți în casă au venit apă și piscări. Eu sunt la primul etaj și au înșos aici pe loc. Mansarda de la Botanica a ars în urma unui scurt circuit în data de 1 mai 2014.